Bun găsit! Ne-am propus să facem astăzi un portret al omului Ion Creangă. Este și un prilej aniversar pentru că, așa cum a lăsat chiar autorul mărturie în fragmentul autobiografic, este născut chiar la începutul lunii martie. Deși într-o condică de nou născuți din Localitate. El apare născut în iunie și mai târziu, dar după cutuma vremii erau înregistrați în general copiii mai târziu decât uh, data exactă a nașterii. Uh, însă, adevărata motivație pentru care m-am oprit la Ion Creangă este viața uh, acestui om frust, uh, anumite etape din viață care n-au fost chiar sub uh, semn solar, Chiar dacă în postumitate noi avem imaginea unui om așezat, un om fericit, un om echilibrat, lucrurile n-au stat chiar așa. Știm cu toții că el, dincolo de faptul că a fost un scriitor bun și a rămas cunoscut generațiilor, inclusiv în perioada comunistă, a rezistat foarte bine în atenția generațiilor. În programa școlară după, după anii 2000, la fel, a rămas constant și la noi, și în Republica Moldova este la fel de uh, bine studiat. Uh, totuși, spuneam, adevărata uh, motivație pornește și de la faptul că scriitorul uh, are o imagine ușor controversată în epocă. Receptarea lui postumă a fost. Uh, să spun mai degrabă fericită decât viața în sine. M-a interesat întotdeauna și când învățam despre Creangă și ulterior când citeam câte ceva despre el, m-a interesat mereu și a rămas pentru mine neelucidat la această dată. Neelucidată pe deplin imaginea adevărata imagine pe care Creangă a făcut-o la Junimea. O să vă spun de ce. Uh, și uh, mai mult decât atât uh, faptul că astăzi în prezent chiar în zilele noastre uh, lucrurile par uh, în schimbare deja creangă pentru cei care știu uh, nu mai face uh, nu mai face deja uh, nu mai face obiectul uh, de studiu al unor uh, manuale alternative pe uh, segmentul uh, școli gimnaziale adică este scos uh, din uh, din uh, programă rămâne încă în programa de liceu, dar pentru gimnaziu se aleg alte texte, alți autori și ușor ușor dispare uh, literatura lui. E adevărat că prima motivație pe care o aud chiar la colegii mei profesori este uh, aceea că limba uh, pe care, în care a scris Creangă este o uh, deja o limbă îmbătrânită, spunem, o limbă uh, greu accesibilă chiar și pentru cei care uh, lecturează frecvent. Uh, mai mult decât atât el uh, a fost uh, într-un impas din punct de vedere al traducerilor chiar în, începând cu secolul 20, Deci nu a fost un autor tradus. Și cu atât mai mult, impasul acesta acum se pare că este deja un vid. El nu va putea fi tradus, în primul rând, din pricina acestui aspect al limbii care a evoluat mult și. Nu mai poate fi receptată cu ușurință de către cititor, dar și pentru abundența acelor arhaisme și regionalisme care fac într-adevăr probleme din punct de vedere semantic pentru cititor și pentru traducător, pentru că nu găsește echivalențele potrivite. Prin urmare, o motivație adevărată este această perspectivă, în, spre un viitor apropiat sau mai îndepărtat al studiului lui Crangă. Mai face el oare obiectul interesului generațiilor care vin, cum poate fi receptat. Este un nume categoric pentru noi, un nume cu sonoritate, un scriitor canonic, un scriitor foarte cunoscut, și despre viața lui se știe destul de mult, pentru că a avut o viață destul de, de scurtă. A avut o copilărie fericită. Poate Este etapa cea mai luminoasă din viața lui, așa cum a și lăsat în celebrele lui amintiri din copilărie. Este un, un copil foarte apropiat de mamă, de la care ia, să spunem așa, ambițiile, împrumută ambițiile mamei, care dorește să îl facă preot. Asta și pentru faptul că în Smaranda, mama lui avea o proveniență se pare din zona Mara Mureșului, dar în Pipirig, unde se stabilise familia Crangă, familia respectivă era o familie care se număra printre liderii comunității, și era o familie uh, destul de respectată, uh, familie care avea. Uh, membrii în cler. Se pare că în arborele genealogic, până la Iacob Stamati, care era, a fost mitropolit al Moldovei, arborele genealogic coboară până la el. Avea rude în cler și chiar tatăl ei, David, David Creangă, vornic, om foarte respectat, cu toții aveau anumite așteptări. Prin urmare, Mama, Smaranta, își dorește pentru fiu o carieră în privința, în zona aceasta bisericească. Poate că este primul aspect nefericit în viața lui Crangă, pentru că el este împins spre un destin. Um, pentru care nu are neapărat vocație. De exemplu, Vladimir Străinu scrie mai târziu că Ion Creangă, din punctul lui de vedere, a fost un cleric onorabil, dar sigur fără vreo chemare deosebită pentru preoție. Face școlile obișnuite de din jurul bisericii, cum se făceau la vremea respectivă, cu dascălul din sat apoi și a ajutat de bunicul matern, David Crangă, trece prin școlile de la Broșteni, școala domnească din Târgu Neamț, prin Fălticeni, unde era celebra fabrică de popi, cum se numea, cum era numită în limbajul popular. Uh, și aici apare pentru prima dată sub numele mamei Ion Crangă, pentru că la Neamț uh, era înregistrat în școală sub numele de Ion Ștefănescu. Uh, școala de la Fălticeni, în schimb, fabrica aceea de popi va fi desfințată și așa ajunge Crangă la Iași, la Socola. În 1855-59 sunt patru ani de seminar în care el își definitivează aceste studii, va lua atestatul și se va întoarce în localitatea natală. Din punct de vedere al acestui destin, putem spune că. Poate, într-adevăr, nu a conștientizat dacă este sau nu este potrivit. Școala a făcut-o, așa cum știm, tot din amintiri, destul de tensionat, fiindcă era un copil foarte energic, un copil mai degrabă pus pe șotii decât pe învățătură, dar legătura cu mama l-a făcut întotdeauna să își dorească să meargă mai departe. Și a reușit să ducă la bun sfârșit acest seminar. Uh, când avea 22 de ani, în, uh, se însoară, uh, iarăși în privința acestei, uh, acestui moment, se spune că, deși era tânără, la 22 de ani, creangă este destul de. Uh, um, um, este, aș spune, viclean adică destul de interesat pentru că face o căsătorie din, din interes nu știu dacă singur a hotărât acest lucru sau în relația cu tatăl Ștefana Petrei sau mama Smaranda a fost cumva povățuit. El se însoară cu fata cu Ileana fata unui preot Ioan Grigoriu de, de la Biserica 40 de Sfinți din Iași Um, și așa ajunge diacon al bisericii respective. Um, o perioadă a stat acolo, la biserica aceea, dar uh, apoi a mai uh, uh, activat și în alte uh, biserici. Uh, important este că, pe un segment de 12 ani, el uh, a făcut acest lucru. Uh, important este că, în paralel, probabil. Uh, Simțind că uh, altă chemare se naște în el sau altă uh, vocație are uh, cu adevărat, uh, uh, a cochetat și a uh, a cochetat cu învățământul și a fost chiar numit învățător uh, la școala numărul 1 din Iași, a fost numit chiar de uh, Titu Maiorescu pe care îl cunoscuse în uh, în 64, la școala de la trei ierarhi, el l-a numit învățător și este primul, prima personalitate care îi întinde o mână de ajutor. Noi, în, în istoria literară, de exemplu... Avem impresia că primul care l-a ajutat și l-a susținut a fost Eminescu. E adevărat, între ei a fost o prietenie frumoasă și Eminescu l-a susținut, dar primul care l-a uh, susținut și l-a ajutat și l-a uh, dirijat spre învățământ a fost Titu Maiorescu, care a văzut în el categoric uh, vocația aceasta a dascălului. Uh, Întorcându-mă la familia pe care și-o face... Uh, Creangă a fost un om, așa cum spuneam, frust destul de liber, destul de lipsit de prejudecăți, și foarte curând între el și familia soției au început câteva disensiuni. Practic, cu preotul Ioan Grigoriu au început primele tensiuni. Pe un subiect destul de, de comun, de obișnuit, zestra pe care o primise la căsătorie, au mers aceste disensiuni atât de departe încât au fost și niște altercații din acestea fizice, și Crangă a fost până la urmă se spune chiar în, în, postura victimei care putea să-și piardă viața la un atac pe care l-a avut asupra sa socrul. Contează că nici Creangă nu a primit cu destul de cu destul echilibru această tensiune și el a făcut mai multe plângeri la mitropolie, la ierarhii bisericești ai vremii, ceea ce n-a fost pe placul socrului, pentru că mitropolia, dacă primea niște sesizări, nu era foarte bine pentru cariera bisericească a celui incriminat. Contează că la un moment dat Creangă s-a hotărât să rupă această legătură, și să se mute la Iași cu familia, adică cu soția și cu fiul care îi se născuse între timp. E vorba de Constantin, unicul său fiu născut în 1860, unicul fiu legal, pentru că se pare că a mai avut un fiu, Valeriu, care ar fi decedat la 15 ani. S-a mutat la Iași cu familia... Dar la ea, la ea și a rezitat doar o perioadă pentru că se pare, istoricii au spus că din, din conflictul acela cu socru, până la urmă, tot creangă era mai rebel. Și în, la curând timp după mutarea la ea și-a stricat relația și cu soția Ileana. Într-o consemnare mi spune, citim că la un moment dat soția soția l-a părăsit pe Ion Creangă pentru un călugăr și acest lucru l-a făcut pe Creangă să fie și mai revoltat, și mai, și mai rebel. În general era un spirit liber, nu se lăsa convins ușor când când ceilalți voiau să-i să, -i, nu știu, să -i orienteze comportamentul spre ceva. Din Cler a fost totuși, după o perioadă de 12 ani, în 1872, a fost exclus definitiv. Istoricii spun că motivația excluderii din Cler suna așa, pentru că și-a părăsit nevasta, a tras cu pușca în ciorile care murdăreau biserica Golia și s-a tuns ca un mirean. Sigur, noi acum le, le privim puțin. le găsim puțin amuzante, dar atunci lucrurile se interpretau altfel. Contează că atunci a, când a fost în avem mărturii și dintr-o carte foarte importantă despre viața și opera lui Crangă, scrisă de George Călinescu mai târziu, în perioada interbelică, în care Tocmai pentru faptul că nu putea proba anumite lucruri pe care le auzeau de la săteni, de, spuse de la unii la alții, în folclorul acesta rural. Nu se mai puteau proba 100% anumite întâmplări și Călinescu le numește foarte inteligent și literar anecdote, anecdote cu, cu și despre Creangă. Dar... Important este că la câteva, cel puțin, și Călinescu lasă impresia de credibilitate. Și voiam să vă spun că, că în perioada aceasta cât a fost uh, uh, diacon, uh, scrie, de exemplu, Călinescu la un moment dat că nu mult timp după hirotonisire, Ion Cragă și cu Enăchescu, e vorba de Gheorghe Enăchescu, un uh, preot și el um, făcut recent preot, deci el și Ienăchescu, au plecat să dea singuri, fără diaconițe, o raită pe la mănăstiri. Și că într-una dintre aceste mănăstiri, creangă cunoscu o tânără maică, Evgenia, de neamboeresc, frumoasă, sprinsară și foarte bogată, cu care tânărul diacon ar fi avut cândva oarecare legături. Um, spuneam că um, este, un, este o perioadă controversată când că face imaginea unui bonom, unui hedonist, unui gurmand chiar, unui petrecăreț. Se pare că, vă spuneam mai devreme, nu e vorba despre această Evgenia despre care povestește Călinescu, ci Evlampia, este o altă călugăriță cu care ar fi avut un copil, acest Valeriu, care a trăit doar 15 ani. Este totodată un, un om răzvrătit, un om cu niște vederi politice reacționare, face și o scurtă carieră politică, dar naționalistă, dar nu relevantă, nu importantă, cu fracțiunea liberă și independentă, dar este un om incomod în societate, prea vesel, receptiv la aspectele, să spun, mai distractive ale vieții, este neconvențional cu canoanele și cu ierarhia bisericească, clerică. La un moment dat găsim mărturia că îi numea pe proprii lui ierarhi bisericești boaițe și profitori. Deci vă dați seama că dacă auzeau așa ceva, superiorii bisericești nu, nu ar fi agreat. Oricum, important este că Ion creangă îi sfida. Asta, asta ar fi o concluzie a mai multor cercetători ai perioadei respective. Îi sfida și. Comportamentul lui nu era așa cum și ar fi dorit oamenii bisericii. Nu mai simplu fapt că mergea la vânătoare, mergea la teatru, nu se conforma în port și nici în purtare. Da, asta îi scandaliza era dintr o bucată și uneori avea chiar și el accente ușor impulsive. Nu a rezistat în această carieră. A fost sau nu a fost vocația lui, rămâne o întrebare alegerea lui, că e clar, o vocație nu a fost... Vă spuneam că Titul Maiorescu l-a cunoscut la trei ierarhi și l-a întrumat spre uh, zona aceasta de învățământ rural. A văzut în el uh, imaginea învățătorului uh, uh, potrivit pentru copii, mai ales că venea dintr-o dintr zonă, dintr-o uh, localitate, Humulești, care a fost uh, încorporată mai târziu în Târgu Neamț. Uh, Humulești era o localitate care păstra uh, forme vechi de folclor oral și uh, uh, familia în care crescuse uh, creangă probabil uh, era destul de uh, regimentată în această cultură populară pentru că el însuși dobândește valențele acestei culturi, care îi prind bine și în, mai târziu în momentul în care își scrie opera. Ce mai știm despre viața lui Crangă și este să spun relevant faptul că familia lui a fost destul de numeroasă, șapte frați și surori care nu au nu toți au trăit, dar care au fost sau născut, au fost înregistrați. Doar sora lui Caterina se pare că a trăit mai mult. Din punct de vedere al, al debutului lui ca scriitor, spuneam că Maiorescu l-a descoperit. Nu se cunosc prea multe lucruri despre încurajările pe care le a dat mai maiorescu în zona aceasta a scrisului. Despre Eminescu, da, se știe că l-a încurajat. Îi spune Eminescu la un moment dat ceva foarte important de știut, o replică, îi spune: Lasă creangă, ai să citești în junimea, tu nu, ai voie, tu nu ai nevoie să fii corectată de nimeni. Deci, vedeți câtă încredere avea Eminescu în, în el. Nu se cunoaște o, un început înainte de Mă vreau să spun. Nu se cunoaște un, un alt context în care povestitorul să fi debutat sau ceva special care să-l fi pus în valoare ca scriitor. Chiar și Călinescu notează în istoria lui un salon literar în care meritul personal să fie în prim plan nu a existat înainte de Junimea și dacă Creangă s-ar fi născut cu două decenii mai devreme, nu ar fi fost capabil să prezinte oricui materialul său țărănesc. Pentru că acest, acest context la Junimea este un, este un context foarte important deoarece cultural este favorabil nu doar pentru Crangă, ci pentru toți scritorii de atunci, pentru marii clasici ai noștri, a fost foarte favorabil contextul acela, dar, din punctul de vedere al unui autor mai degrabă format în literatura populară, în folclor, în zona aceasta rurală. Era important contextul Junimii pentru că își dorea această revitalizare a, a literaturii române și, totodată, o recuperare a autenticității. E o problemă foarte delicată și foarte veche la momentul respectiv, adică nu era nouă, venea din urmă de, de la gruparea Cogălnicianu. Această respingere, dacă vreți, a importurilor culturale și uh, crearea unei uh, literaturi originale. Dar, vedeți, uh, și Junima, preia de la Cogălnicianu, din, uh, din gruparea Cogălnicianu, preia acest deziderat și aici, dacă la Cogălnicianu nu s-a reușit prea mult, uh, nu s-a reușit prea mult în zona aceasta. La Junima, într-adevăr, uh, uh, se va uh, dovedi că este de bun augur acest acest deziderat. Aici, scriitorii care au fost încurajați de uh, Titu Maiorescu și uh, promovați la convorbiri literare, chiar au făcut uh, uh, carieră scriitoricească și uh, iată, operele lor au devenit uh, uh, neperisabile, uh, valo uh, valoroase de atunci și până acum. Spuneam, contextul uh, pentru Creang a fost unul, unul bun pentru că uh, a încurajat mai ales creația aceasta originală a celor care veneau din uh, uh, zona uh, țărănimii. Ba chiar uh, dacă despre Eminescu și Caragiale uh, nu vorbim aici, despre Creangă și despre Slavici vorbim aici. Uh, la un moment dat, când li s-a reproșat junimiștilor că sunt prea elitiști, uh, ei chiar au încercat să demonstreze faptul că nu sunt prea elitiști din moment ce au primit și uh, autorii din mediul rural, au încurajat uh, scrierile originale ale uh, autorilor din rândul țărănimii, ceea ce uh, era, să spunem așa, o deschidere uh, a grupării. Um, opera lui uh, Creangă se bazează categoric pe cultura populară, dar el își dorea, își dorea, și-a dorit aici la Junimea, și-a dorit să depășească statutul acesta de scriitor țăran, descriitor care făcea mai degrabă obiectul culturii populare. O să revin aici cu ceva foarte important. Vianu zice că Junimea este ea însăși însă o societate aristocratică. Cu toate acestea, prin Junimea a ieșit la suprafață primul gest de transmitere a unei direcții literare unor scriitori de origine rurală, un fenomen de mare importanță în epocă, a cărui neglijare ar face inexplicabilă întreaga dezvoltare ulterioară, a literaturii noastre. Prin o mare diversitate aceasta și toleranța societății și unimea față de așa zi și țăranii alfabetizați, um, Va fi obiectul mărturisirilor sau convingerilor lui Maiorescu mai târziu, când va spune că, da, junima n-a fost o societate închisă, a fost o societate deschisă, o societate care a primit pe oricine era talentat. Deci, singura condiție ar fi fost talentul. Spuneam că revin la, la ideea cu opera, opera care de ce este foarte legată de ce primise el cultural în familie la Humulești. Pentru că opera întreagă, ați văzut poveștile, povestirile, nuvelele, chiar amintirile din copilărie, toate sunt presărate cu anecdotele, cu imixtiu, anecdotele acelea care vin din zona populară, cu Imixtiunile proprii, totodată, dezvoltările care țin de partea autorială, dar și satiri subtile și zicale populare, pline de umor și de învățătură, care veneau din cuvintele, așa zisele, vorbe de duh din mediul rural. Voiam să vă spun că um, metoda aceasta a lui deci de mixaj între cultura populară și propria contribuție adusă în operă poate că cel mai bine o uh, înțelege și o discută Vianu uh, care uh, după o sintagmă pe care vă redau ca atare uh, afirmă că Vian uh, afirmă că Ion avea o metodă cum pe furiș. Oarecum pe furiș, pentru că îmbina narațiunea populară cu stilul propriu. Da? De ce spuneam la început că m-a interesat întotdeauna și n-am înțeles, n-am găsit, n -am găsit nicăieri în tot ce am citit eu până acum și ce am ce am găsit lăsat ca mărturii sau exegeze ale vremii, nu am găsit ceva care să mă facă să înclin balanța înspre o variantă sau cealaltă, apropo de imaginea pe care a făcut-o creangă la junimea. Este clar că o deschidere a societății a existat spre zona aceasta rurală, dar, totodată. Am găsit ideea că a fost văzut cu destul de multă rezervă de către unii junimiști. Există și părerea că junimiștii l-au folosit, ca să spun o expresie mai frustă, l-au folosit pe Creangă ca sursă de divertisment sau ca sursă de inspirație, că uneo, pentru teoria aceasta că ruralul în general deținea o forță brută, literară, dacă putem spune așa, adică exista acolo uh, forță literară doar că ar fi trebuit prelucrată, așadar l-au folosit pe el ca sursă și că de fapt nu aveau o impresie atât de bună despre el. Ba, mai mult în așa zisa literatură corozivă a lui poveștile acelea de ochiate care au fost multă vreme evitate de critică și chiar de către cititori. Și în acele povestiri, Crang era provocat de colegii de la Junime, adică dacă el venea cu o, nu știu, cu o proză în care dezvolta, știu eu, o narațiune erotică sau avea un limbaj cu. Scene uh, sugerate sau uh, ei le doreau explicite. Dacă un limbaj era uh, licențios, ei uh, uh, îi spuneau, da, spune mai drept, uh, fi mai vulgar, ca să spun așa. Adică îl, 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 îi forțau puțin stilul ca spre deliciul propriu să fi fost oare. Uh, Imaginea aceasta, cea reală, v-am spus nimic, nu m-a făcut să înclin uh, balanța spre o variantă sau spre cealaltă. Contează totuși că, uh, de exemplu, Titu Maiorescu, care a uh, fost creierul grupării al vremii și care a fost uh, rațional, foarte lucid și a lăsat însemnări extraordinare, articole, critique. Uh, um, de forță. Lipsește. Crangă lipsește din abordările lui critice. Nicăieri nu s-a găsit o însemnare a lui Maiorescu despre crangă. E un mare semn de întrebare. De ce? Deci a scris despre toți, dar nu despre el. Și Iacob Negruții spune, de exemplu, la un moment dat că vorbind despre un crangă, era un talent primitiv și nepoliticos. Nu mai spun că receptarea până în zilele noastre la Boia, de exemplu, Lucian Boia, despre care știți din scandalul cu Eminescu și cu uh, uh, negările lui, și des, uh, la un moment dat spune și despre Crangă că registrul lui Crangă a fost destul de limitat și dacă Eminescu și uh, Caragiale. Um, au spus despre români tot, ce ar, tot ceea ce ar fi vrut să audă românii despre ei, sau tot ce s-ar fi putut spune despre români. Nu vorbim același lucru despre Crangă, pentru că nu, uh, nu are un registru uh, extins și nici elevat. Uh, prin urmare. A fost văzut cu rezervă de mulți junimiști, poate da, poate nu, dar v-am spus, sunt aici pot fi ridicate niște întrebări și rămase deschise pentru că nu, nu, avem ceva foarte clar în privința aceasta. Totuși rămâne din, din gruparea aceea prietenia cu Eminescu Prietenia cu Eminescu, care este uh, foarte importantă, îl uh, deschide, să spun așa, pe uh, Ion Creangă spre zona scrisului. Îl, uh, îl uh, cunoaște în, prin anii 74-75 pe Eminescu și uh, anii aceștia, 75-83, când moare Eminescu, uh, au fost anii cei mai buni uh, ai lui Creangă ca autor. Deci aceștia sunt uh, anii scrisului. A debutat, de fapt, în 1875 la convorbiri literale cu uh, soacra cu trei nurori. Uh, bun. Uh, de soția lui divorțează, în cele din urmă, în 1873. Prin urmare, fata preotului nu mai suportă această căsnicie. Uh, și... Uh, Lasă unicul copil în grija lui Crangă. Viața lui Crangă de aici va fi puțin mai Însingurată Își asumă însă rolul de tată, este chiar un tată bun. Există mărturii că muncea ca să-și întrețină familia, copilul. Nu-și găsește foarte repede. Până în 74 nu și găsește, să spun, o, o nouă soție, o nouă femeie ca, care să-l ajute, dar se pare că la un moment dat o armeancă îi înțelege practic... Îi înțelege practic structura, chiar și partea aceea boemă, eu accept așa cum este, nici măcar nu se căsătoresc, trăiesc foarte mulți ani împreună, are grijă de el și de fiul lui, fără să fie soție de cida, atunci în mediul rural unde se mută ei la țică, un mahala, nici asta nu era ceva pretențios, a fi într-un concubinaj era un, tot un fel de căsătorie uh, neoficializată, neoficializată dar tot o căsătorie. Deci lumea o acceptă, o, acceptă pe Caterina ca o figură luminoasă în viața lui, lui Crangă. Tinca Vartic este numele ei întreg. Iar Crangă rămâne același spirit liber și neîncorsetat și neînregimentat în rigori. Practic nu-i plăceau regulile și nu-i plăceau superiorii, v-am spus este la fel de, de, de trăirist, cum spune un termen la modă, ba chiar una dintre, a avut mai multe porecle, să spunem așa, una uh, celebră fiind Popa Smântână. Um, vedeți, Creangă, um, după ce își scrie operele și devine cât de cât cunoscut, um, Undeva în jurul vârstei de 40 de ani uh, are o, un puseu uh, uh, al unei boli care se pare că a fost moștenită de la mama lui, o boală genetică, o epilepsie, care îl chinuie. Avea și probleme cardiace, era și supraponderal, dar partea cu epilepsia este cea mai, cea mai importantă, pentru că îl va chinui cu crize consecutive de prin anii 1880. 83, când moare Imenescu, când moare Veronica Micle, oameni la care a ținut și pe care i-a văzut altfel atunci și i-au fost apropiați, după ce ei mor, aceste crize se acutizează. Deși, v-am spus, avea, o avea pe tinca lângă el și putem să spunem că avea o viață de familie liniștită. Boala, în schimb, îl macină, îl macină câțiva ani. Va muri și el într-un atac de acesta, într-un spasm cerebral, în 1889, la fel de, la fel de controversat, să zicem așa cum trăise. Postumitatea lui Creangă este și ea fascinantă prin faptul că imediat o, o reevaluare a lui ca scriitor s-a întâmplat după 1900 de către Iorga și de către uh, Garabet Ibraileanu uh, din direcția tradiționalistă. A existat și o revistă prin 1910 care a purtat uh, numele, revista Ion Creangă. Cu o apariție sporadică. Din punct de vedere al traducerilor, vă spuneam, a fost mereu un impas. După primul război mondial, s-a încercat o traducere, s-a făcut o traducere în engleză, mai mult pentru cititorii din diasporă. Se spune că a fost destul de gustată atunci, poate că limba era mai accesibilă și a fost mai ușor, mai ușor de înțeles opera. În schimb a avut și o monografie în limba franceză, dar sunt singurele, sunt singulare și de atunci au trecut, iată, a trecut atâta timp și este clar, cream că nu se mai poate traduce nu se poate traduce și n-ar fi receptat. Important ar mai fi de spus și faptul că Uite, noi am învățat la școală generații de-a rândul despre Cragă ca un autor român, important, stabil. Este frapant că și în Republica Moldova el este revendicat cu aceeași, să spun, convingere ca și la noi. Și acolo... La un moment dat în epoca uh, comunistă la noi, chiar uh, uh, opera lui a fost asociată cu folclorul rus, ceea ce noi, de exemplu, nu știam la școală, adică nu ni se spunea lucrul ăsta atunci, îl revendicau cumva, îl credeau mai degrabă al lor. Barbu Lăzăreanu este un critic literar care a scris despre acest lucru. În Moldova numele lui este și numele unei, unei universități, deci există Universitatea Ion Creangă și chiar oameni importanți din, din, cultura de acolo, cum este Grigore Vieru, de exemplu, l-au promovat. Ar mai fi, poate de adăugat, faptul că problema acelor scrieri corozive despre care spuneam s-a mai elucidat și s-a mai liniștit după, și la noi, de exemplu, după 89 un apropiat al Centrului Cultural, Luca Pițu, de exemplu, și Dan Petrescu, au reevaluat și au scris povestea poveștilor generației 80, înglobând, să spunem așa, ceva din opera aceasta privită cu suspiciune de către cititori, cu umorul pe care îl, îl cunoaștem, la, cel puțin la Luca Pițu. Vedeți, când vorbim despre despre Creangă, ne gândim la opera lui, ne gândim la legătura cu mama, ce știm din operă, la smărândița, care, iată, era o iubire platonică în smărândița Popii, o iubire copilărească și platonică din anii aceia, pe care Creangă n-a regăsit-o decât, poate, în liniștea de legături de la sfârșitul vieții cu. Cu ultima soție, dar nu cu prima și nu cu uh, viața agitată uh, pe care a avut-o fiind în, uh, în rândul bisericii. Uh, din punct de vedere al carierei în învățământ, uh, n-a fost nici aceasta de cursă lungă, deși. Uh, a avut rezultate. La un moment dat, Cristian Tel, ministru, în apropiat al lui Cuza, l-a destituit și din, din rândul învățătorilor, l-a reprimit titul Maiorescu mai târziu. Totuși a fost destul de pasionat, a participat și la elaborarea unui, unui abecedar în, în anii 60, care a fost destul de, de bine primit. Rămâne pentru pentru cititorii de astăzi, uh, rămâne o uh, întrebare dacă imaginea aceasta pe care și-au făcut-o cititorii în, în urma lecturii este sau nu fotografie mișcată față de imaginea reală a lui Crangă. Oricum, tot ce știm despre el și tot ce a apărut, mai ales în anii aceștia de după Revoluție, când au ieșit la suprafață foarte multe documente, au scris reviste de cultură despre oamenii de cultură, lucruri la care nu aveam acces înainte. Toate lucrurile acestea ne fac să avem o imagine diferită față de cea pe care am apucat să ne o facem în, înainte, de anii, înainte de anii 90, să spunem. Crangă rămâne pentru noi un scriitor care ne-a ajutat să ne formăm. El spunea Apropo și de faptul că în relațiile lui au existat tensiuni și poate cei de la Junimea au fost part, o parte din ei răutăcioși. Și se pare că sufletul lui era totuși, sufletul era totuși bun și accepta pe toți. La un moment, dat, un moment dat chiar scria despre asta și vreau să, să închei cu citatul acesta, spunea Creangă, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi găurit pielea în dreptul ochilor, nu ne-am fi putut vedea greșelile unii altora. Deci nu e un fel de a da vina pe Dumnezeu, dar este o acceptare. O acceptare a faptului că ești om, ești viu, sigur ești discutat, sigur nu poți să placi tuturor sau să fii tuturor pe plac. Și poate că cel mai bine e să fii tu însuți, să te porți mereu așa cum crezi că e bine, cum ești convins că e bine și să nu ții cont de uh, regulile celorlalți da, și de ierarhiile celorlalți și să-ți păstrezi uh, uh, încrederea că la un moment dat, indiferent în ce zonă te duce destinul, îți poți găsi propria vocație și propria împlinire. Dacă... Uh, a spus Călinescu s-ar fi născut mai devreme cu 20 de ani, n-ar fi avut unde să citească și cui să citească producțiile lui populare. Rămâne pentru noi întrebarea ce vom face sau ce vor face generațiile următoare cu Ion Creangă și cu literatura lui, care, vă spuneam, dispare ușor ușor din, din manualele celor mici cel puțin la momentul acesta al prezentului, va mai fi sau nu citit? Provoc publicul cu această uh, întrebare, și uh, rămâne să vedem ce uh, vor aduce anii care vin. Mulțumesc!